Oameni buni, mi-a venit ideea de a face un clip siropos despre cât de rea e lumea cu persoanele obeze și acum de Crăciun, fii mai bun, etc., în care să spun cum grașii sunt de fapt niște îngeri neînțeleși și nu e vina noastră că șaormeria a fost mereu la distanță suficient de mică, bunica era deja bătrână și senilă când ne îndopa cu plăcinte și bomboane și directiva, mănâncă tot din farfurie, era de fapt motoul familiei tradiționale în care am crescut. Vă mulțumesc că urmăriți acest clip și, dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonul de abonare și atingeți clopoțelul pentru a nu pierde următorul videoclip. E plin internetul de sfaturi de slăbit, de discursuri motivaționale, de "You can do it", "Țin-o tot așa", "Poți să o faci". Dar, de fapt, sunt tot felul de scheme și de diete care, într-un final, nu fac altceva decât să te facă și mai nefericit decât erai, eventual la fel de gras, doar că mai demotivat. Ca medic, deseori întreb pacienții obezi dacă au încercat vreo metodă de a slăbi, deoarece obezitatea reprezintă un risc enorm pentru sănătate. Și primesc, în majoritatea cazurilor, răspunsul clasic. Nu știu de ce mă îngraș, că eu mănânc foarte puțin, aproape deloc. Mă îngraș pur și simplu. Că tot veni vorba despre obezitate, mi-am propus în clipul care urmează să ofer câteva sfaturi clare, care chiar funcționează și cum să slăbești dacă le aplici. Sfaturile acestea vi le voi da gratuit, dar numai după ce dați click aici și numai după ce cumpărați cu doar 9,99 euro cartea despre efectele spectaculoase ale dietei cu ridichi pe care am scris-o în timp ce meditam împreună cu hipopotamii în Tanzania. Înainte de a deveni serios și de a privi problema direct în ochi, haideți să vedem mai întâi care sunt motivele pentru care ne îngrășăm. Grăsimea este alcătuită din celulele adipoase, numite și adipocite. În teorie, celulele adipoase nu încetează niciodată să existe. Ele nu mor atunci când slăbim și nici nu se nasc din dragostea unei celule femeie cu o celulă bărbat stipulată clar în constituția biologică. Se pare că atunci când ne îngrășăm, acestea pur și simplu stochează mai multe rezerve și își cresc foarte mult dimensiunile, făcând depozite de grăsime atât în interiorul lor, cât și în spațiul dintre celule, adăugând straturi, straturi, straturi. Când slăbim, aceste depozite se diminuează tot mai mult până când ajung să dispară, ulterior, trecându-se la topirea rezervelor din interiorul celulelor, ceea ce face ca acestea să se micșoreze din ce în ce mai mult. Depozitele de grăsime stocate de celulele adipoase se numesc trigliceride. Trigliceridele, din punct de vedere chimic, sunt niște esteri. Teoretic, un ester e ca un shot de tequila, având o componentă alcoolică, băutura, și una acidă, lămâia care urnează shotul. În cazul celulelor din grăsime, esterii sunt alcătuiți din glicerol, un alcool care nu se îmbuteliază de obicei, și acizi grași, precum acidul oleic, palmitic sau stearic. Celulele adipoase sunt probabil cele mai perfide componente ale organismului uman. Pe de o parte, au tupeul de a te face să nu mai încapi în blugii din liceu sau în costumul de la nuntă. Dar pe de altă parte, secretă niște substanțe numite prostaglandine, care au drept rol principal inhibarea descompunerii grăsimii. E ca și cum, în mod total ipotetic, un parlament dintr-o țară la fel de ipotetică ar da legi pentru a-și proteja de închisoare proprii parlamentari. Incredibil! Țesutul adipos are rolul de a fi o rezervă, un stoc de energie pentru organism. În timpul unui consum mare de energie, ca de exemplu în cazul exercițiului fizic intens sau a lipsei de hrană, aceste celule sunt stimulate să elibereze acești grași, care sunt folosiți de mușchi sau de alte țesuturi prin procesul de gluconeogeneză, adică formarea de glucoză din alți compuși în afară de glucide. Așadar, putem trăi fără dulciuri, nu e nicio problemă. Numai că glucidele intră rapid în lanțul metabolic, având nevoie doar de insulină pentru a fi puse la dispoziția celulelor, iar în cazul metabolizării grăsimii, procesul este mai lung. Sunt implicați mai mulți factori și, într-un cuvânt, ni se lungesc urechile de foame până fierbe găina, mai rapidă e o șaorma cu de toate. Matematica grăsimii este una simplă. Oamenii mănâncă în general variat, din toate biocomponentele, adică și grăsimi sau lipide, zaharuri sau glucide, carbohidrați care sunt în esență tot un fel de compuși glucidici și proteine. Cel mai ușor de asimilat și metabolizat sunt glucidele, iar cel mai greu proteinele.
orice mâncăm trece cam prin același proces de mestecat, înghițit, digerat, eliminat, cu precizarea faptului că sistemul digestiv uman este printre cele mai eficiente din natură, absorbind aproximativ 95% din nutrienții înghițiți. Deci, una dintre griji ne-am luat-o de pe suflet. Nu aruncăm în WC mai mult de 100 de calorii pe zi, ceea ce înseamnă un sfert de banană sau un măr mic. Haideți să le luăm pe rând. Grăsimile. Corpul uman depozitează grăsimi nelimitat. Nu are practic nicio barieră în ceea ce privește cantitatea de grăsime pe care o poate înmagazina. Niciun elastic de pe fața pământului, indiferent de marca de chiloți pe care îi înconjoară, nu va fi o limită pentru cât de mult poate crește posteriorul uman. O valoare normală, la modul teoretic, a grăsimilor din compoziția corpului uman ar fi de 12%, deși s-au documentat și cazuri extreme de 70-80% proporție de grăsime. Fiecare kilogram al corpului conține aproximativ 120-150 de grame de grăsime, iar în contrast cu cantitatea de grăsime pe care o poți aduce din alimentație, în mod normal până la maxim 80 de grame, observăm că în corp există mai multă grăsime decât mâncăm noi zilnic. Multe diete, inclusiv controversata dietă ketogenică, afirmă faptul că dacă mâncăm mai multe grăsimi, corpul nostru va arde mai multe grăsimi în consecință, însă acest fapt este incorect. Aportul zilnic de 80 de grame de grăsime pură are un efect abia sesizabil asupra creșterii metabolismului lipidic. Culmea, de fapt, principalul control al metabolismului grăsimilor este aportul de carbohidrați din dietă și voi explica asta imediat. În ceea ce privește carbohidrații, organismul uman consumă din ei și, ca drept urmare, are nevoie să primească zilnic o cantitate de carbohidrați. Mai precis, aceștia sunt stocați în mușchi și în ficat sub formă de glicogen, din care ulterior se prepară glucoza. Carbohidrații sunt metabolizați mai ușor în glucoză decât grăsimile. În orice moment, într-un organism echilibrat din punct de vedere dietetic, există 300, poate 400 de grame de carbohidrați. Dieta echilibrată ne spune că avem un aport zilnic de aproximativ 2500 de calorii, iar 60% să provină din carbohidrați, adică tot cam 3-400 de grame de paste făinoase, cereale, lactate și dulciuri. Toate ar fi bune și frumoase pentru că pe hârtie cât băgăm, atât consumăm. Așa cum este făcut organismul nostru, dacă aducem mai mult carbohidrat, vom arde mai mult carbohidrat și mai puține grăsimi și proteine, pentru că acesta este deja disponibil, deci metabolismul nostru va crește. Așa cum ați observat, probabil că unii sportivi consumă alimente bogate în carbohidrați înainte de efortul fizic. Vom stoca însă mai mult glicogen muscular, pe care, dacă nu-l ardem, organismul nostru îl va transforma frumos în depozite de grăsimi, în tocmai ca un pensionar de la scara C, care strânge toate pungile și ambalajele că poate o să-i trebuiască. Dacă însă consumăm puțin carbohidrați, când rezervele alea de glicogen din mușchi se vor epuiza și efortul fizic trebuie să continue, atunci organismul nostru va umbla la rezervele din șunculiță și adevărata scădere a grăsimilor va începe. Proteinele. Cantitatea totală de proteine aflată în corpul uman este de aproximativ 10-15 kg, ceea ce este foarte mult comparativ cu cât putem aduce printr-o dietă obișnuită, adică 50-60 de grame zilnic. Chiar și cei care au o dietă hiperproteică și care au un aport de 200-300 de grame de proteină nici nu se apropie pe departe de cantitatea disponibilă metabolic în corpul uman. Proteinele nu pot fi însă metabolizate decât în ficat, unde sunt transformate în aminoacizi. Așadar, au nevoie de un timp mai lung de procesare, însă pot fi folosite în mai multe scopuri, altele decât producția de energie, cum ar fi producerea de anticorpi, de masă musculară, reparații celulare, funcționarea sistemului osteoarticular, cardiovascular, respirator și, nu în ultimul rând, la echilibrul fluidelor organismului și a presiunii osmotice din vasele de sânge. Metabolismul proteinilor este și el influențat de aportul lor prin dietă. Mai precis, dacă mâncăm mai multe proteine, acestea se vor consuma în cantitate mai mare, în sensul că ficatul va lucra non-stop, le va metaboliza, însă într-un ritm mult mai lent, de aproximativ 3 până la 9 zile. Dacă aducem mai multe proteine decât organismul nostru are nevoie, acesta pur și simplu nu va ști ce să facă cu toți aminoacizii rezultați din metabolism și își va crește rata de consum, adică rata metabolică, ceea ce are drept rezultat creșterea consumului de energie. Energia aceasta derivă din rezervele proprii, care sunt glicogenul muscular și țesutul adipos.
Cumva e și logic. Și e la fel ca atunci când apeși pedala de accelerație. Benzina din rezervor se va consuma mai repede. Dacă mașina stă pe loc și turăm motorul, consumăm benzină într-un anumit ritm. Dacă suntem în mers și turăm motorul mai tare, vom consuma benzină într-un ritm mai rapid. În periplul nostru, încercând să aflăm de ce ne îngrășăm, am aflat după clipul de astăzi că, surpriză, dacă aducem mai mult decât ne trebuie, organismul nostru va stoca surplusul și vom câștiga în greutate. Mai precis, dacă funcționarea corpului nostru are nevoie de o cantitate de energie egală cu 2500 de calorii, înseamnă că aducând 2600 de calorii prin dietă, la finalul zilei, în cămara din posteriorul propriu, vor rămâne nutrienți a căror valoare energetică este de 100 de calorii, nutrienți care vor fi stocați. Dacă repetăm figura și mâine și poimâine, încet încet ajungem la criteriile de admitere în Academia de Sumo. Și apropo, că tot vorbim de calorii și nutrienți, haideți să lămurim și această problemă. Pe toate ambalajele veți vedea înscrise calorii și juli și niște procente confuzante. Pe principiul că cu cât sunt mai multe, cu atât te vei simți mai vinovat. Iată și explicația științifică a acestora. Atât caloria cât și julul sunt unități de măsură a energiei. Caloria este pentru a măsura energia rezultată în urma proceselor chimice, ca de exemplu metabolismul uman, iar julul reprezintă energia rezultată în urma proceselor fizice, ca de exemplu producerea curentului electric. O calorie reprezintă energia necesară pentru a crește temperatura unui gram de apă cu un grad Celsius. O calorie alimentară, scrisă cu litera C mare, este egală cu 1000 de calorii, de aceea se mai numește și kilocalorie. Un joule este reprezentat de energia disipată de o forță cu o putere de 1 watt pe o distanță de 1 metru. O kilocalorie este egală cu aproximativ 4,18 joule, iar notarea energiei în joule are legătură cu faptul că la nivel internațional unitatea standard de măsurare a energiei este joule-ul. Oameni buni, acesta a fost vlogul nostru de astăzi, introductiv pentru aflarea secretului slăbitului. Dacă nu ați făcut-o deja, abonați-vă la canal și dați clipul acesta pe Facebook, pentru că în curând vom dezvălui secretul ascuns de secole cu privire la forța malefică ce te ține legat de borcanul cu finetii. Până data viitoare, scrieți-mi în rubrica de comentarii dacă ați reușit să slăbiți, dacă vă chinuiți să slăbiți, dacă știți vreo dietă, dacă ați aflat de una nouă, ce a funcționat, ce nu a funcționat și, în general, ce părere aveți despre toate aceste sfaturi. Să fiți sănătoși!